Un tânăr de 21 de ani din județul Mehedinți a fost înjunghiat de un altul de 19 ani. Incidentul a avut loc din cauza unei dispute în dragoste. Amândoi au avut o relație cu aceeași fată. Tinerii stabiliseră să se întâlnească pentru a discuta. Cei doi se certaseră din cauza unei fete. Cu toate acestea, tânărul de 19 ani l-a atacat cu un cuțit pe celălalt mehedințean. Lama cuțitului a rămas, conform medicilor, înfiptă în corpul victimei. Agresorul a aruncat apoi într-o grădină jumătatea cuțitului. Victima a fost transportată la spitalul de urgență din Drobeta Turnu Severin, după care a fost transferat la o unitate medicală din Timișoara. În unitatea primiri urgențe s-a prezentat un pacient în urma unei agresiuni, un pacient cu anemie. Agresiunea este de tip înjunghiere, o plagă înjunghiată, lombar dreapta, practic a fost penetrat lobul inferior al rinichiului drept, prezenta un hematom peritoneal, astfel s-a decis după stabilizarea pacientului transferul într-o clinică de urologie. Astăzi, făptașul a venit la audieri fiind ulterior reținut pentru 24 de ore. Acesta va fi cercetat pentru tentativă la omor. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Rolul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, s-a înregistrat un dosar penal și se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că persoana vătămată, un tânăr de 21 de ani, conform unei înțelegeri telefonice anterioare, s-a deplasat la locuința inculpatului, un tânăr de 19 ani, în vederea lămuririi unor neînțelegeri legate de relația pe care cei doi au avut-o cu aceeași fată. Cu această ocazie, între persoana vătămată și inculpat au avut loc discuții în contradictoriu, discuții care la un moment dat au degenerat. În această împrejurare, inculpatul a lovit cu pumnii și picioarele persoana vătămată, care a căzut la pământ, moment în care inculpatul a continuat agresiunea și a aplicat o lovitură de cuțit persoanei vătămate în zona lombară dreapta. În urma loviturilor aplicate, persoanei vătămate i-a fost pusă viața în primejdie. Totodată, persoana vătămată a avut nevoie și de o intervenție chirurgicală pentru a-i fi extrasă din corp lama cuțitului care a rămas în organism în momentul agresiunii. Făptașul și-a rezervat pe parcursul audierilor dreptul la tăcere.